Acum e bucurie și mai mare pentru mine că am reușit să dau 4 goluri într-un singur meci, lucru care nu mă așteptam la, așa ce, la un astfel de meci, să zic. Cum ai reușit? Nu pot să zic cum ai reușit. M-am concentrat la fiecare fază, vedeți. Una am dat de la jumătate, alta din 2 metri. Ai avut o stea norocoasă? Eu tot timpul am o stea norocoasă. Când intru, dacă ați observat și dumneavoastră, cum intru cu marchez. Sau fac ceva, dacă nu marchez, am ocazii. Sau... Da. Cum o să sărbătoriți în această seară? Ne-am sărbătorit săptămâna trecută la Castelul Dracula. Seara asta e o seară normală, deci meciul ăsta pentru mine nu avea nicio miză, decât pentru statistică, să zic așa. E bine că am terminat și am bătut ultimul meci acasă, în fața propriilor suporteri, care puțin cum au fost, au venit și ne-au încurajat. De acum vine greu? De cum să nu? O să vină mult mai greu, vă dați seama. Acum la divizia B, eu am jucat și la divizia A și la divizia B. Diferența este foarte mare la divizia A. Față de divizia B. La divizia B e altcumva, ai spații, trebuie să pasezi. La divizia A e mult mai greu. Întâlnești alți jucători, întâlnești Steaua, Dinamo, CFR, Rapid. Primele 7-8 echipe sunt foarte, foarte bune. Nu v-ați exprimat foarte tare bucuria pe teren? Noi ne-am bucurat mai de mult, să zic așa. Acum, v-am mai spus eu, sunt meci de palmares, să zic așa, de care trebuia câștigat, bineînțeles. Care te-au câștigat... Și pentru cele 3 puncte să fie distanța destul de mare față de locul 3, să nu spunem că acum pe final am lăsat-o pe tânjală, să zic așa. Pe teren, vă dați seama. Fiecare minut contează. Fiecare minut contează, acum e mai puțin, să zic așa, bucurie, mai puțină bucurie. Bucuria a fost mai mare la meciurile mai importante, la începutul returului, când ne-am făcut punctajul. Domnul Balaur de la Oțelul spunea că ești unul dintre jucătorii lui favoriți, asta la pauză, înainte să dai următoarele 3 goluri. Îi mulțumesc domnului Balaur pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Cu el, alături de el am crescut la echipa a doua, el m-a promovat la echipa a doua și am avut foarte multe de învățat de la el. M-a susținut foarte mult, începând de la lucrurile despre fotbal până la cele din afara fotbalului, să zic așa. Ești fericit că a văzut golul tău de senzație? Sunt fericit, vă dați seama, dacă îmi urmărește evoluția. Nu neapărat golul de senzație, să se intereseze de mine, să zic așa. El fiind la Oțelul, vă dați seama, este la Liga 1, eu sunt la Liga 2. M-ar bucura să se intereseze totuși de mine. Ai vrea să mergi la Oțelul? Te-ar interesa o... Asta e întrebare capcane. Eu sunt la Gloria, mai am contract aici. Orice pas înainte este benefic pentru mine și pentru echipă, vă dați seama. Cui dedici cele 4 goluri? Tuturor oamenilor care m-au sprijinit, în special familia mea, echipa de aici și suporterilor care tot timpul m-au încurajat. Puțin cât a fost... A placul tău. Da, exact. A fost și directorul sportiv al Stelei în tribună. Crezi că îi va povesti lui Gigi Becali cum ai marcat 4 goluri în meciul ăsta? Sincer, mai am multe de făcut pentru clubul ăsta, ca să mă gândesc așa departe. Eu mai am de jucat la divizia, momentan n-am făcut nimic la divizia, să zic așa. Simplu, la divizia mea, atâta tot. Acum trebuie să confirm la divizia și după aceea o să zic să fie cu ochii pe mine mai mult. Dar poate fi o șansă, că e și Reghe Camp acolo și Băbuțan, poate fi o șansă asta pentru tine să ajungi eventual la Steaua? Nu știu ce să zic, nu vreau să mă pronunț. Nu știu, eu cu domnul Reghe Camp aici la 2-3 antrenamente am făcut cu dânsul. Deci nu mă cunoaște, să zic așa. Domnul Băbuțan ce mă știe că a fost aici, pe lângă club și mă știe de când sunt la copii și juniori. Da, nu pot să zic, nu știu. Eu mă concentrez aici, pe munca ce am aici, restul se ocupă alți oameni, vă dați seama, dacă mă place, dacă mă... Ți se pare nedrept că n-ai fost folosit titular în prima parte a campionatului? Asta nu puteți să deciți, să zic că e drept sau nedrept. Eu cât am intrat, eu fac treaba, 5 minute, o oră, să zic 90 de minute, oricât, dacă rămân pe bancă, trebuie să mă antrenez mai bine și o să joc pe parcurs. Când intru, dacă îmi fac treaba, sunt convins că după aceea o să joc. A putut fi și o strategie, faptul că l-ai băgat întotdeauna pe sfârșit de meci și marcai? Asta pe domnul Mane să-l întrebați, dar mie mi-a prins bine, să zic așa, că când am intrat am dat gol. Acum nu știu ce să zic. Nu pot să mă pronunț eu de asta. Eu sunt bucuros pentru evoluția mea.